mărești. Wow. Pentru... Oh! Nu sunteți pregătiți pentru ce urmează? Am cumpărat de pe Temu cele mai utile produse electronice și de bucătărie. Iar astăzi le testăm să vedem dacă își merită bani. Înainte de a începe, vreau să vă zic că aveți și un cupon de 485 de lei pe care îl puteți obține dacă descărcați aplicația Temu de pe linkul din descriere sau căutați codul meu afișat pe ecran. Să înceapă un videoclip. Primul produs este un suport de laptop care este foarte ajustabil din toate punctele de vedere, atât ca și incidență, cât și ca dimensiune pe lungime. Eu o să-l măresc la maxim și o să-l pun în 45 de grade, pentru că mi se pare că este potrivit atunci când stai la laptop. Luăm laptopul. Îl așezăm, are aceste piciorușe care nu-l lasă să alunece și ne punem la... Mamă, cât de mișto este! Bă, își merită chiar toți banii. A costat în jur de 30-31 de lei și mi se pare că pentru prețul ăsta e mai mult decât suficient. Următorul produs sau următoarele produse sunt aceste două strecurătoare sau un set de strecurătoare. Una mai mare, care se face așa, ia să vedeți. Bam! Și una mai micuță, sunt potrivite pentru atunci când vrei să scurgi anumite, nu știu, pastele, apa de la paste, să speli poate niște fructe, cum sunt acestea, pui, speli, se scurge bine de apă, la fel și asta care este mai mare. Mi s-au părut foarte interesante atunci când le-am văzut pe site și mai mult decât atât, o chestie faină, că nu ocupă spațiu. Ia uitați cum se pliază, pac, le-am pus și ocupă foarte puțin spațiu. Cât, ce sunt din silicon. Par foarte calitative, le dau un 9. Iar ca și preț, 41 de lei, nu mi se pare deloc mult pentru aceste produse. Următorul produs este un chest mount. Opa! Bă, chest mount foarte calitativ, care vine în ambalaj și cu, bineînțeles, un adaptor. Și aici, iarăși, adaptoare pentru GoPro. Bă, mi se pare extrem de calitativ produsul ăsta. Din câte vedeți, este și foarte elastică asta, dar ce mi se pare interesant este modalitatea de prindere aici, de la piept, în care un sistem click-clack, să zic așa, care e foarte solidă. Și plasticul ăsta nu mi se pare un plastic ieftin, mi se pare un plastic care e dur, un plastic care tinde să reziste în timp. Nu cred că va fi nicio problemă cu acest chest mount și cu siguranță îl voi folosi foarte mult timp. A costat undeva în jur de 34 de lei și îi dau nota de departe 10. 34 de lei pentru asta? Bă, ăsta e în jur de 2 milioane undeva în altă parte. În orice caz, super mega bun produsul ăsta. I like it. Aici am un suport de paie reutilizabile și spun că sunt reutilizabile pentru că sunt dintr-un material ca un fel de metal sau ceva. 4 sunt așa, formă dreaptă și 4 sunt cu formă încovoiată, iar pe lângă paie vin și cu aceste ustensile pentru curățat în interiorul lor. Cam așa ceva, cred că. Foarte tare mi se pare chestia asta. Și acum o să și testez unul din ele. Ca și preț au costat undeva în jur de 23 de lei și hai să vedem cum este să bem cu ele. Pun niște suc într-un pahar, mi-am pus paiul și mă pot relaxa. 10 pentru paiele astea. Următorul produs pe lista noastră este acest set de ustensile micuțe, micronice, așa aș putea spune, pentru că sunt tot felul de șurubelnițe în cruce, în stea, drepte și așa mai departe, pentru a lucra la obiecte mult, mult mai mici. Eu le-am luat în special pentru a ajusta ochelarii, în cazul în care mai necesită, să zicem, întărite tortițele de la ramă. Și de asta am avut nevoie de acest set de șurubelnițe. Așa, o să iau chiar de aici unul mic, 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 mic. O să-l pun chiar aici. Mi se pare că sunt foarte dure așa la atingere. Nu e un material casant. Mergem mai departe și uite așa putem să... Oh, mi-e trebuie unul și mai mic aici. Ce bine că avem și mai mic. Cum ar fi acesta, care e extrem de mic. Nici nu pot să-l văd bine. Perfect. Și acum, uite-l ce perfect merge. Întărim aici. Așa. Și acum... pot să-mi folosesc ochelarii și să fie mult mai strânși. Pentru produsul ăsta îi dau sincer nota 10, a costat 20 de lei, prețul ăsta mi se pare că e de pomană. Aici avem doi săculeți foarte drăguți pentru, ce credeți, pentru pâine sau produse de patiserie pe care le cumpărăm sau le avem. Eu, de exemplu, fac pâine de casă și de aceea mi-am dorit foarte tare un astfel de produs, pentru că nu am în ce să o țin pâinea și îmi place că au un material așa foarte fain, ca din pânză cumva, cu desenele astea foarte drăguțe pe ele.
Aici am o bucățică de pâine de casă pe care am făcut-o chiar eu și ia uite ce tare că acum pot să o țin în acești săculeți. Aici poate cumpărăm niște covrigi, niște franzele, ce-o mai cumpăra noi și le ținem, uite așa, foarte frumos, în loc să folosim plastic. Au costat 31 de lei acești săculeți și le dau nota 9,50. Dragilor, acest produs revoluționar cred că o să-mi schimbe pentru totdeauna modul de creare de conținut. Ghiciți de ce? Pentru că este un mini trepied care are o formă foarte interesantă de stabilizator de telefon. Se deschide foarte ușor pentru a-l folosi și forma asta curbată îi dă cumva flexibilitate ca să poți să-l pui în ce poziție vrei tu. Aici în capăt are suportul ăsta de telefon care e foarte solid când vine vorba de poziție, să-i schimb poziția, vedeți voi cum sună? Se schimbă foarte greu, e foarte solid, aici poți să-ți pui telefonul, să faci video, bineînțeles este și electric dacă vrei să-l pui în priză și să îl deschizi cam așa ceva și să apeși butonul să faci poză. Mai mult decât atât, ăsta nu este un mini trepied, ci poți să-l și mărești pentru a face videoclipuri. La asta nu mă așteptam. Îl iei frumos la tine, în poșetuță, te duci frumos, îl pui unde ai nevoie, la munte sau unde ai plecat. Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou episod aici pe contul meu de TikTok și astăzi, bine, dragi, au! Aveți grijă, vă, că e și periculos cu el, așa că îi dau nota 9 acestui produs, care a costat doar 42 de lei. Pentru ce face? Mi se pare senzațional. 42 de lei? Produsul acesta l-am luat pentru Bușcălău, bineînțeles. Eu sunt cea care îi gătesc lui și îi pun la muncă tot felul de preparate, nebunii, chestii. Așa că de mult îmi doream să găsesc astfel de lunchbox-uri, caserole, casolete, cum vreți voi să le ziceți. Și ce mi-a plăcut foarte tare este că sunt compartimentate și are inclus aici și tacâmuri, pentru că, ce să vedeți, îmi ia toate tacâmurile din sertar, mi le desperechează și nu mi le mai aduce înapoi, așa că am zis neapărat să iau ceva cu tacâmuri și uitați-vă cât sunt de calitative, nu sunt moi, nu se îndoaie, nu nimic. Ai și bețișoare gură în cazul în care poate ți-o face vreodată ceva chinezesc. Și restul, furculiță, cuțit, lingură, tot ce trebuie, se închide așa frumos, pac, nu intră la ele mizerie, nu nimic, nu se combină cu mâncarea, deci mi se pare foarte tare această caserolă, a costat 44 de lei și cu siguranță cred că o să mai comand câteva, am vrut doar să vedem, să testăm una, dar îmi place foarte tare, îi dau nota 9. Dragilor, când vine vorba de tehnologie, nu există să nu ai în casă un stick. Un stick mai potent, nu un stick de 4-8 giga. Acest stick este de 128 de giga, un stick pe care am zis că trebuie să-l am și eu în casă. Nu știu dacă am așa mari, cred că doar de 64 mă gândesc că am cele mai mari, dar am avut nevoie de un stick mai serios. Acest stick a costat 39 de lei, mi se pare un preț foarte bun pentru un stick. Bă, dar cum desfac eu ăsta, mă, frate, că e prins. Uite așa. Bun. Și mi se pare foarte tare că este un stick extraordinar de micuț. Este un stick pitic cu această, cu acest brelo. Ce e asta? O tortiță. O tortiță. Cu această tortiță care imită pielea, mi se pare de foarte elegant, foarte drăguț, micuț, îl pui în buzunărel, nici nu-l simți. Ăsta cred că îl și pierd. Mi se pare că să nu-l pierd. Oricum, prețul extraordinar de bun, mi se pare că și designul îl ajută și e un stick pe care poți să-l porți oricând, oriunde cu tine, poți să-l pui chiar în portofel dacă vrei să nu ocupe foarte mult spațiu și îi dau nota 9 acestui stick. Drăguț. Produsul următor este un mini blenderuț pe care îl ador, are și un borcanel de rezervă, un borcanel pe care poți să-l iei deja după ce ți-ai făcut un smoothie aici, ai pus capacul frumos, este ca un shaker dacă mă întrebați pe mine, are căpăcelul acesta pe care îl desfaci și ai băut, ai plecat la muncă. Mamă, dar ce sistem de închidere miștoare, vă, că e și e cu trepte. În fine, e foarte micuț, aici vine, el vine cu un cablu de încărcare care vine pus la un cap de încărcare de orice fel. Acesta este blenderul, nu trebuie băgat în priză pentru că este cu baterie și îl puneți doar la încărcat când îl folosiți, iar după ce s-a încărcat, hop, stai așa să-l punem corect. Vedeți, are un buton aici. Ai făcut smoothie-ul, desfacem frumos căpăcelul acesta pentru că nu avem nevoie, îl punem la acesta care are deja smoothie-ul pregătit,
l-am pus în geantă, imaginați-vă o geantă, da? L-am pus în geantă, am luat geanta și am plecat la muncă. Costă 78 blenderul ăsta. Cred că e perfect să-l iei cu tine când vrei să-ți faci shake și ești plecat la sală. Cu el în geantă până când termine antrenamentul. Îl pui frumos în geantă, după ce ți-ai pus și ți-ai pregătit toate cele necesare, i-ai dat drumul, ți-ai făcut shake-ul și ai plecat frumos și l-ai băut. Acestui blender îi dau nota 8. Și acum, spre final, produsul meu preferat este, nu sunteți pregătiți pentru ce urmează, iubitori de câini, puneți-vă mâinile la ochi pentru că urmează o surpriză. Taram! Această cană, vai, e superbă! N-o ziceți voi dacă nu e superbă. Este dublă și are în interior, între peretele de sticlă unde se pune lichidul pe care vrei să-l bei, cafea, ceai sau mai știu eu ce, are aceste plante uscate și flori care se plimbă de colo-colo și mi se pare foarte tare. Eu am ales nuanța asta așa de turcoaz pentru că mie îmi place turcoazul foarte tare, dar și era și se cu... potrivește și în casă, iubito. Da, noi avem baby blue spre gri, dar mă rog, oricum. Ni se potrivește într-adevăr în casă decât roz, de exemplu, mai erau niște culori, un roz, un galben, ceva. Mi se pare că se potrivește foarte fain. Abia aștept să beau mâine dimineață cafea din această cană. A costat doar 23 de lei și îi dau nota 10. Ei bine, dragilor, acestea au fost produsele pe care noi le-am cumpărat și le-am testat să vedem dacă merită banii sau nu și din câte ați văzut, multe dintre ele își merită banii. Așa că, dacă vă doriți și voi astfel de produse, nu uitați să folosiți și codul de reducere care este afișat pe ecran sau, de ce nu, să descărcați aplicația de pe linkul din descriere și reducerea se va aplica direct. Totodată v-am lăsat și linkurile de la toate produsele în descriere. Până data viitoare, apăsați butonul de like și nu uitați să aveți grijă de voi. V-am pupat! Ciao, les!